început să învăț din cartea naturii. Balaur era? Da, balaur mare. Sunt o persoană care îmi place să comunic. Dar cam lipsește. Dumnezeu va lua și va așeza lucrurile. Trebuie să avem răbdare. Coleașă, cum zicem noi, mămăligă, brânză friptă, la noi se mâncă bine. Munca l-a creat pe om, dar nici lenea nu l-a omorât. Am mâncat de la scări. A, la scări. Ceva autentic, Heads in the Clouds. Băi, ce priveliște frumoasă de aici de sus. Un loc ce nu trebuie ratat dacă vii în zona băilor herculane. Bună dimineața! Din băile herculane am revenit în zonă pentru a reface un traseu pe care l-am mai făcut acum vreo 2 ani. Ne-ar fi plăcut să vedem și varianta de toamnă. Da. Părăcoare. Dar iată că îl facem tot vara. Și avem o mare surpriză pentru voi. Nu o să-l facem așa singuri. Am pornit la drum și dacă tot ne-au luat atâția oameni la stop de-a lungul timpului și ne-au făcut un bine. Noi am promis, cum îi vedem pe unii cu rucsac, dăm bagajul la o parte și luăm și noi la stop. Doi călători. Tuturor. Salutare, salutare. Îi recunoașteți? Îi recunoașteți? Ne luați și pe noi până în Ineleț? Vă luăm. Mergem în cele mai izolate sate din țară, Ineleț și mai... Cracu Mare, cred că o să-l mai facem. O să fie o super aventură. Uite, și... aici trebuie să lăsăm aici mașina. Aici am ajuns și da, Ion, zi. Da, și vă mulțumim că... Ați acceptat. Da, ați acceptat să veniți cu noi, pentru că voi ați mai fost pe acest traseu, dar cu siguranță acesta o să fie diferit. Da, chiar ne face plăcere să-l refacem. Noi ne-am gândit de atunci că o să revenim pe traseul ăsta. Da. Am ajuns la începutul traseului și hai să ne echipăm. Hai, la drum. Astăzi o să fim cu toții cu capul în ori. E o plăcere să vă întâlnim. Abia așteptam momentul ăsta și ne bucurăm că v-am prins în România, că e o ieșire în România, în țara noastră. Una dintre ultimele zile, dar eu vreau să spun ceva pe vlogul nostru, și anume că Ion este cel mai mare fan al vostru. Wow. Nu ratează niciun vlog. Noi din băile Herculane până în acest punct am făcut 21 de kilometri și practic traseul începe de la o stație din lemn și o cruce din lemn. Văd că sunt niște marcaje pe o stâncă aici, un roșu. Și traseul începe intens un pic, cu un podeț foarte frumos pe deasupra râului Cerna. Și apoi începe urcușul și cam peste 20 de minute ajungem și la scări. Noi o să plecăm de la o altitudine de aproximativ 300 de metri și ajungem pe la 700 ceva. Prima parte a traseului ne încântă cu o multitudine de flori din astea de câmp. Miroase extraordinar, se aud păsărele. Și dăm ușure la deal. Mergem pe marcaj cu triunghi roșu. Ăsta e cel mai scurt traseu de a ajunge în cătunele izolate. O să ne întoarcem pe altă parte mai lungă. Avem ceva indicatoare aici. O auzim pe Andreea de la Haihuin 2 în spatele nostru cum povestește. E ceva inedit. Da, într-adevăr, Andreea are un talent aparte de a povesti. Avem de învățat de la ea. Văd deja scările. Uitați-le. Da, noi ne-am mai oprit la umbră pentru că am văzut fiecare porțiune de umbră ca pe o oază. Deși am pornit pe traseu de doar 20 de minute, am ajuns deja la punctul culminant, scările din lemn. Locul acesta se numește La Cârlige și avem 4 scări de lemn pe care le-am urcat și data trecută și le-am și coborât. Majoritatea oamenilor care vin aici sunt fascinați de aceste scări care te duc într-o altă lume, practic, în cătunele izolate. Facem un mic popas la măsuța de lângă scări, admirăm peisajul minunat
cu munții Mehedinți din fața noastră, care de sus o să vadă și mai frumos. Și pornim spre cătunele izolate prin intermediul acestor scări de lemn. Și ușor, ușor ajungem la ultima scară, care este și cea mai lungă și cea mai înclinată, să zicem așa. Ioana a dat drumul la dronă și ne face și nouă aici o filmare frumoasă în spatele nostru, auziți cum bâzâie. Deși nu reiese din video, să știți că noi am comunicat profitând de fiecare porțiune cu umbră să stăm la povești. Abia aștept diseară la bere, paf, lângă mașini, că vor și ei să campeze. A fost mai bine decât mă așteptam. Deci, vedeți, am plecat de undeva de acolo. Se vede foarte puțin punctul. E destul de solicitant. Am trecut de zona scărilor și acum urmează o plimbare, de fapt un urcuș prin pădure. Și mai stăm la un pahar de vorbă la o măsuță sus, cu o priveliște frumoasă. De când am pornit pe traseu, ne-am propus să luăm o gustare aici la măsuța asta de care ne era dor. Bate vântul, e bun, e frumos. Da, ce e priveliște. Superb peisajul. 360. Noi acum suntem în munții Cernei, în zona asta, iar peste vale, în partea aia, sunt munții Mehedinți. A fost în piața cheiule acum? N-a fost unul să nu ne recunoască, mă. Și n-aveam de cuțiul de nimeni. Toți, apă, păștini. De unde? Ah, din de Claus, cum? Am primit o conservă, am primit o grămadă de astea. Ne hrăneau oamenii pe munte. La un moment dat eram cu două mâini. Pe vârf ne-am întâlnit la om, la 2200. O luam o ciocată focălaș din partea asta, o la pe Eugenie. Da, că trec cadrele pe lângă tine, toate cadrele relevante, nu ai luat niciunul, n-ai filmat nimic, cu ce facem vlogul? A început show, a început show. Zic, văd la tu chiar. Am venit în club, așa și eu. Mă trezesc cam 6 ore de filmare. Iată că în acest loc ne-am întâlnit data trecută cu doamnele cu căprița. Doamnele care căutau căprița. Dacă n-ați văzut vlogul, vă invităm să o faceți, o să punem linkul undeva aici sus.
spectacol de culori și de mirosuri. Miau, miau, miau. Da, săracu, e bătut, s-a încăierat. Și primul semn că în locurile acestea uitate de lume locuiesc și câțiva oameni este biserica satului. Primul semn că paradisul acesta este locuit. Deci doritorii de liniște și pace au posibilitatea să își cumpere casă și teren în Țațu. În aproximativ 10 minute o să ajungem în sat. Profităm de poteca aceasta pe la umbră, care vine ca o mană cerească. Băi, dar dacă vreți să vă bucurați de inelez la adevărata valoare, să zicem, ăsta e sezonul clar. Deși noi ne doream să venim, să revenim toamna, ei bine, florile astea n-au cum să fie întrecute de absolut nimic. Mirosul de flori, de iarbă proaspăt cosită, păsărelele, tot, absolut minunat. Mamă, iarba pe tine! Și acum ajungem la dispensar. Absolut fantastic peisajul. Greier, păsărele, flori. Cum ar trebui să sune anunțul? Vând teren în paradis. Și pentru prima dată vedem și noi o măsuță cu alimente de vânzare. Niște ciuperci murate puse la oțetele. Este 20 de lei borcanul. Și cine dorește, îl ia și pune banii aici. Foarte tare. Oamenii simpli de la țară în continuare se bazează pe onestitatea celorlalți. Pe încredere. Pe încredere, da. Și asta mi se pare superb, să poți să ai încredere că cineva este onest și procedează așa cum trebuie. Suntem întâmpinați de un cățel. E și el uimit că mai vin oameni pe aici. Avem pe stânga fosta școală, care în prezent este un punct de prim ajutor. Iată din nou alimente și câteva șosete lăsate pentru doritori, pentru cine dorește să le cumpere. Și miere. Dacă vrem să ne apucăm puțin de treabă, să ajutăm oamenii, ne apucăm de greblat. Este greu, într-adevăr, îmi imaginez că este foarte greu să trăiești așa, izolat de lume și departe de civilizație, dar cu siguranță chestia asta vine și cu avantaje. Deocamdată n-am întâlnit pe nimeni pe traseu, probabil fiind miezul zilei, oamenii sunt ascunși în casă. E două jumate, nu? Da, probabil la masă, la odihna de după masă. Se vede că au lucrat până recent pe aici, pe potecă. Uite aici, este niște fân lăsat pentru mai după amiază, probabil. Da, într-adevăr, este foarte cald să stai să muncești în soare la ora asta. Sperăm să întâlnim ceva oamenii mai jos în sat, să stăm și noi de vorbă cu cineva. Trecem acum pe lângă gospodăria cuiva. Se aud găini cântând, vedem aici niște stupi, au oamenii panouri solare și trăiesc în mod independent aici, în vârful muntelui. Cu priveliște asta. Pe aici trece și traseul Via Transilvanica,
Superb! Nu mă așteptam să fie atât de frumos, sincer. Rai! Așa arată raiul, cred. Încercam să înțeleg de ce te-ai retrage, adică sunt atât de multe greutăți aici. Pe de altă parte, e și mult frumos la mijloc și compensează, e un echilibru. Bună ziua! Domnul Radu, știți pe unde e? Bună ziua! Domnul Radu e acolo sus pe creastă, dar ieri a fost acasă, trebuie să vie. Dar nu știam dacă am trecut sau trebuie să mai... Nu, n-ați trecut, cu atât mai bine. Acum pantă nu mai aveți de urcat, cum ați urcat de acolo, da? De jos. Data trecută când am venit ne-am întâlnit cu două doamne care se mutaseră de la... Da, de acolo, de la biserică, partea de din vale. Exact, da. Și unde urcați, pe aici, cu măgarul? Păi ori au fost la cumpărături la Herculane și au lăsat măgarul la kilometru 16, la puntea lui Stoian, unde ați urcat dumneavoastră. Sau dumneavoastră la... pe la scări. A, la scări. Pe aici se coboară, nu? Se coboară, da. Se și coboară. De la Cracu Mare, când ne întoarcem tot pe aici, ar trebui să coborâm? Nu, sau? Este alt traseu. O să vă explic și domn Radu. Aha. Câte persoane locuiesc acum aici? Păi majoritatea, vă 13 persoane care mai locuiesc. Dar aici noi ne prea îmbolnăvim. Nu, nu există boli. Cât de des coborâți în oraș? Păi depinde de când avem nevoie, eu știu, și ne mai trebuie o făină, zahăr sau eu știu și ne mai trebuie. La noi... câte zile? Păi poate și la două săptămâni sau la o săptămână, raport cum avem nevoie. Dar v-ați gândit vreodată să vă mutați de aici, din zonă, să plecați? Niciodată! Păi și să plece unde? La oraș? La oraș, nu. Dar sunt nu. Oameni care au plecat, nu? Sunt. Uh-huh. Păi sunt, cum să vă spun eu, s-au mai dus și pe dincolo, așa. A, în afara țării. Copiii unde se mai duc la școală dacă școala s-a transformat? Păi nu mai sunt. Bine că acolo la ăsta, la Alex, unde a cumpărat bucureșteanu, ar avea doi copii, dar... Bine, dacă ar fi patru copii, s-ar deschide școala. Ce animale aveți? Că văd acolo un cal? Un cal, așa, o văcuță pe acolo, dar vaca e dusă la grădină. Aha. Și cum arată o zi din viața dumneavoastră? O zi? Da. Foarte frumoasă. La stau cu dumneavoastră, sau mai ales cu dumneavoastră de vorbă, foarte frumoasă. Muciții, pământul aveți în grădină? Roșile, castravețe, eu știu, ceapă, eu știu ce mai punem acolo, cartofi, porumbul. Dar urși nu sunt prin zona asta, nu? Nu. Am văzut o vulpe acum. Vulpii ani mai atacă, așa, mai dă... Găinile. La târcoale, la găini, așa, și lup mai sunt. Mistreți? Da. Mestrețe iar într-adevăr mai vin la cartofi, mai fac stricăciuni. Și iarna cum e aici? Iarna plâng copiii că nu-i zăpadă. Nu este zăpadă aici? Dacă am văzut sania aia roșie, aia e sania, nu? Mai este clima asta cum a fost, așa. Acum nu se mai știe, eu știu. E vară, e toamnă, e iarnă, nu se mai știe nimic. A încurcat Dumnezeu vitezele. Păi le-a încurcat. Și când aveți nevoie să coborâți în oraș, să mergeți la cumpărături, mergeți călare sau pe jos? Păi lăsăm acolo calul, la pod, la puntea lui Stoian și trece ăsta microbuzul, Târgu Jiu, Timișoara, așa, care se duce la Timișoara. Și atunci ne ia și pe noi care coborâm la Herculane. La Herculane vă faceți da. Microbuzul? Deci da. Nu luați pe scări? Nu. Păi sunt care urcă deja... de la Crouri, din partea aia. Bine, la scări mai scurtă, dar e mult mai riscant. Da, e mai greu să urci cu provizii. Da, cu provizii, eu știu ce mai ai. Și pe unde? Pe drumul ăsta o luați? Da, pe drumul ăsta e marcat până jos.
am mers, am ieșit într-un luminiș și nu reușim să dăm de domnul Radu, un săltean de aici cu care urmează să ne întâlnim. Ia, îl mai apelăm? Da, dar nu știu dacă avem semnal. Nu-l găsim pe domnul Radu. De fapt, nu poate fi contactat telefonic și am decis că o să mergem în Cracul Mare. Ar mai fi Prisăcina, Dobraia, e un circuit destul de mare, de aproximativ 8 ore de făcut în această zonă. Noi ne-am întins, bineînțeles, la povești, pe video nu apar toate. Pe deja astea, ora 5. Da, ne-am întins destul de mult, am povestit destul de multe și da, mergem în următorul cătun și mai vedem de acolo, mai întrebăm sătenii dacă găsim pe cineva. Au zis că am trecut de domnul Radu. Și domnul Radu unde era? Domnul Radu? Păi și pe unde se făcea spre dumnealui? În poiana aceea, pe potecă, în dreapta, sus? Da, sus, dar nu se duce, nu mare. Cât avem de mers? Cam o jumătate de mers. După cracul ăsta. Mai merge la poiana și acolo e domnul Radu. Dar nu trebuia. Noi ce să vedem? Nimic. Sănătate. Bine ai spre că e la băieți. Bună ziua. La domnul Radu cum putem ajunge? La domnul Radu vreau să merg. Vreți să mergi la domnul Radu? Da. Păi da, hai că merg. Mă duc eu, vă arăt eu. Aghiță, nu dai pe aici cu oamenii, dar pe aici să nu fie așa. Nu, nu se poate, că e tunul mare și acum puțin și să dă pe o proteacă și vă arată el. Mă duc eu. Cam când ați văzut ultimul șarpe? Oh, am văzut unul, s-a băgat de noi aici în casă, în pința. Da? Da, nu mai putem, nu, în balaur, dar nu mai putem scoate. Balaur era? Da, balaur mare. Cât de mare? De un metru. Și e veninos? Da, da, doamne feri. Dar vipera aia, aia mori în 24 de ore, dacă nu mergi la băie să-ți faci. Dacă mai este, nu știu. Dacă da, mai este? Nu știu dacă mai este. Și cum arată șarpele la balaur? Burta e galbenă și el e negru. Aha. Și e mare, gros? Da. Că ne-e frică. Am dat și cu fum să nu mai putem scoate. S-a băgat în zid. În zid s-a băgat? Da. Și nu mai este de acolo? Și... ne-e frică, da. Asta e. Și beci acolo mai intrați? N-am intrat. Hai mă să filmăm un balaur. Că nu, mulțumesc, dar nu trebuie. Noi cu ce vedem? Nimic. Stai liniștit. Sănătate. Păi ne dați ghid acum, ne dați ghid să ne duc la domnul Radu. Da, o să vină băiatul. E de ajuns, e de ajuns. Da, și mulțumim că ne-a zis câteva vorbe, că noi suntem curioși cum e să trăiești aici izolat. Da, foarte bine, vara e frumos. Iarna e mai greu. Dar nici astea nu a fost greu, cu nu nins până în martie. În martie a nins cât casa noi. E? De mare. Și ce a spus? Și-a dat-o cu lupata. Mamă, și cum a coborât în sat? Păi n-am coborât. Nu, a? Nu, când eu mai dus copiii din Valea, să mai dus băiatul, pana, să pune mare. Aha. Noi ne ducem de toamna, ca să nu mergem iarna. A, să ieși pe scări? Da, pe scări. Că pe acolo ies vipiri. N-ați văzut? N-am văzut. Lumea de la Ilinez pe acolo coboară. Da. Și-o văd vipiri mulți. Alte animale sălbatice? Aici e urs și lupi. Și urs? A venit ursul pe aici? Da. A venit ursul până la drumul. Da. S-a întâlnit de la Prisăcina cu ursul, pe la Copilaș. Poiana la Ștronfil. S-a întâlnit cu ursul. În drum, la 5 dimineața. Cine? Un onistur talpiș. S-a dus la lucru și când el... ori tu în vale, ori tu la deal. Și când a bărăit cât trăia în gălbinii la pas. Și s-a sculat în două pișoare și a plecat după el. Și atunci el a fugit. Nu a mai zis nimic. Nu, că dacă dai cu pietre după el, vă omoară. Da. Ce omoară? Că la Orghitu a omorât mulți oameni. A văzut noi la televizor. Da, aveți curent electric? A, nu, avem la panou. Panouri. Și avem televizor în cameră. Aveți televizor. Da. Băierie. Dar panouri de unde aveți? Da, de la primărie. A, da? Toată lumea, da. De câți ani? Nu știu, vă 4 ani. Înainte cum era viața fără panou? Era mai greu, că numai la radio. La radio și aveți lampă, nu? Da, da, lampă, cum era de mult. O paiză la, o paiză cu gaz. Da. Și crește porc aici? Da. Ah, și tăiază Crăciun? Avem și porc. Tăiază Crăciun? Da. Foarte bine. Bravo. Oameni gospodari. Mulțumim. Mulțumim, ne-a făcut plăcere. Să rămână. Mulțumim frumos, ne-a părut bine și porc. Plăcere. Până la treabă. Să fii sănătoasă și... Mulțumim și dumneavoastră, mai veniți pe la noi. Mai venim, promitem. Bună ziua! Chită mă numesc, îmi pare bine. Cristina, Victor, Ion și Andreea. Îmi pare bine, cam nasolul de urcat, adică pe unde nu-i cărare, nu-i făcut, e cam sunul mai mare, dar sunteți echipați, e în regulă. Astăzi eu am curțit-am. Astăzi nu, dar
E prea cald acum, e zi. Acum asta că la umbră, e prea cald. Da, da, da. Mi-am imaginat că de asta sunt lăsate. Da, da, da. Mi se pare incredibil bunul simț al oamenilor de aici din munte. Ghiță, băiatul care merge să ne arate drumul, a zis stați un pic să mă duc să mă schimb, s-a dus, s-a spălat, s-a îmbrăcat ca să vină să ne conducă la domnul Rad. Am vrea să plecăm de aici, da, da, da. După o viață petrecută aici? Din păcate, da, da, că aici așa e mai greu pentru mine și mama, că asta e mai greu, ea nu prea e sănătoasă și asta e cu munca mai ușor. Din păcate asta e și de asta am vrea să plecăm de aici. Să ajungi la medic și asta e mai greu, ajungi, n-ai mijloc de, adică există mijloc de transport, dar în caz de urgență trebuie să suni smurdul, eventual să te ia de aici așa, să te ducă cu elicopterul. Cu elicopterul, da. Mm-hmm. Am făcut 1-4 aici așa la Ineleț, gimnaziu și liceu tot în Meadea. Și până la Ineleț ai mers pe jos. Da, în fiecare dimineață trebuia să mergem pe jos, asta e. Cât îți lua? Păi, na, cam vreo oră. O oră dus, o oră întors? Da, da, cam așa e. Prin pădure, indiferent. Prin pădure, de vreme. Indiferent și mai ales iarna era mai nasol, că depinde dacă era iarna grea și trebuia să mergi singur, adică singur, 2-3 câți copii eram aici, era mai nasol. Câți erați în clasă? 4 copii, 4. Când am fost eu. 4 copii în generația ta, da. Și acum nu mai sunt deloc. Acum nu mai sunt, desfințat. E destul de greu să ți-ntemeiezi o familie, nu, aici? Din păcate, dacă nu mai sunt tineri și nu mai sunt fete, în special, numai tineri, eu și mai unul la Ineleț, care suntem așa mai de vârsta, adică suntem tineri și asta, dar în rest nu mai sunt tineri deloc. Au plecat. Au plecat și, da. Și nu s-au mai întors. Nu s-au mai întors. Și crezi că dacă ai reușit să ți întemeiezi o familie, te-ai mai întoarce aici cu fata sau... Da, să-ți crești copiii? Momentan nu știu dacă m-aș întoarce, depinde și de ea, adică ce fel de viață vrea ea, dar aici e mai greu, adică doar așa în vacanță alte ori. Da, da. Dar nu să trăiesc aici. Dar care sunt cele mai mari greutăți pe care... Păi să facem fânul de animale, adică să-l cosim, să-l adunăm, să-l chitim pe claie, să-l facem. Da, e muncă destul de grea, mai ales în căldura verii. E muncă fizică, da, da, și trebuie să fii mare, tare și cu mintea mai nu contează, dar să fii mare, tare, asta e avantajul. Forța contează. Forța, da, da, asta e prima tu, adică să-l ai. Dar îți lipsește ideea de comunitate, de a avea vecini aproape? Da, mie sunt o persoană care îmi place să comunic și asta, să am să dialoghez cu cineva, dar cam lipsește. Din păcate eu cu mama, suntem aici și mai e un vecin care vis-a-vis aici așa alături și na, cu dânsul, dar e la casa lui și noi la casa noastră, așa mai. Și în afară de muncă, cum îți petrești tu timpul liber? În afară de muncă, mai plimb, mai gobă la oraș, mai, da. Asta e activități care le fac în afara muncii. Dacă ai mai rămâne în zona, ai putea să te faci ghid. Se pare că îi face chiar o plăcere să meargă cu noi, să facă plimbarea asta, pentru că îi lipsește contactul acesta cu oamenii și simte nevoia să socializeze și mă bucur că este o mare plăcere de partea lui să meargă cu noi, să afle și el detalii despre noi, de unde suntem, ce ne mână să venim să explorăm locurile astea și e o interacțiune foarte frumoasă. Uite că întâlnirile astea duc experiența la un alt nivel. Bă, noi am bine. Am mai răspuns de aici, la telefon. Hai că merg eu aici, că e cam mare tun. Vara e greu cu iarba mare și iarna e greu cu zăpada aici. Băiatul urma să-i cosească domnului Radu o potecă spre gospodărie, că se pare că trăiește undeva aici pe deal. Și mi se pare incredibil cum munca te menține tânăr aici la țară, să zic așa. Pentru că băiatul are undeva la 33 de ani și noi credeam că are maxim 25 de ani. Deci, într-adevăr, munca e brățară de aur. Munca te menține tânăr, munca te menține în putere. Și uite că îți dă sens aici, în vârf de munte. Mai e mult de aici? Nu, mai e vreo jumătate de oră. Nu, 10 minute suntem la Nerada. 10 minute. Panta asta, după aia urmează. Am intrat pe... Dacă veniți în zona aceasta și aveți nevoie de un ghid local, Ghiță vă așteaptă aici, la portiță. Nouă ni se pare că are destul de multe informații de oferit și uite că este ghidul nostru pentru azi. Cu noi și-a început și-și face mână. 780 de metri.
altitudine aici așa. 1200 de arjană. Că muntele ăla. Aha. Uite piatra aia, vezi? Geanțul ăla. Oh. Chiar de înainte, uite. Mamă, ce mișto, seamănă cu, seamănă cu, cu Ciucașul. Da. Ai fost vreodată acolo? Am fost, da. E marcat traseul, e marcat. Da. Te ajungi când faci, cam vreo 2 ore, 3 ore, na, 3 ore, 3 ore trebuie să fii sus în vârf. Fără tine probabil ne-am fi întors, că ne gândeam că nu e pe aici poteca. Și în sfârșit umbră. În sfârșit umbră. Întrebarea este, mai plecăm noi de aici sau rămânem peste noapte? Pentru că este ora 5. Aceea este casa. Da. Domnul Radu a ieșit în, înaintea noastră cu câinii. Și cu minte. Și cu minte. Și cu minte. Ia, Radule, ești bine. A ajuns la, la mine. La mine, da. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Andreea, îmi pare bine! Eu nu îți pare bine! Cristina! Păi și Victor! Mulțumim foarte că ne-ați frumos. Primit! Domne, o jumătate de oră faceați dumneavoastră când erați în tinerețe de acolo, de la școală! Până aici. Ne bucurăm că am ajuns, că nu credeam că mai ajungem! Hui, ce căldură! Mamă, dar peisajul e incredibil! Munții Mehedinți în spate! Se vede până la Retezat, se vede... Acolo vedeți Piatra Mare a Cloșanilor, aici un vârf, vârful Ustana. Eu am venit aici ca turist și m-am așezat aici acum 20 de ani. Am colindat pe întreaga lume și am avut acest impuls de a mă retrage undeva mai departe de societate. Unde ați călătorit? În Himalaya, în China, în India, în Thailanda. Acolo am avut eu aspirații să mă duc. Adică acolo am simțit eu că am o anumită formație către lucrul acesta. Bine, după aia prin Orientul Mijlociu, Israel, Egipt și după aia până America, în sfârșit. Cam asta a fost viața mea. Frumos, frumos. Poate că ne și regăsim. Sigur că vă regăsiți, că fiind niște călători și eu am avut aceste aspirații de călătorie, dar la un moment dat am simțit nevoia de a-mi găsi locul de putere. Și am trecut pe aici, mi s-a arătat casa de sus, că de vreo 10 ani nu se binde. M-am uitat, am văzut, am simțit că e ceva, am cumpărat-o și am lăsat-o. 5 ani și n-am mai venit pe aici. Eu de... Și după aceea am refăcut-o în totalitate, că aici era într-o fază din aceasta de abandonată, casă abandonată de 10 ani. Și ușor, ușor m-am integrat aici, am venit cu idei de societate, după aceea am început să învăț de la natură. Am început să învăț din cartea naturii. Nu trebuie să prea multe, să muncim, să facem, avem totul. Uite, vedeți? Aici așa. Nu prea, anul ăsta nu prea sunt fructe aici, că a prins un îngheț. Dar și poameni în general, că aici sunt. Dar natura asta oferă tot. Ciuperci, fructe de pădure. Dacă avem livadă la nivelul acesta, este cam ceva special aici. Da? Adică să ai la altitudinea asta 800, în jur de 900 de metri, 1000 de metri, să ai livadă, e o chestie și au rămas acele soiuri din vechime. Noi nu folosim aici niciun erbicid, nu folosim nimic. Uite, vedeți, toți copacii ăștia oferă câte ceva. Noi suntem învățați să fie, să mănânc roșii, să mănânc asta, dar de ce să nu mănânc mentă, să mănânc ciuperci, să mănânc fructe de pădure, să mănânc ghind aici. Aici este jir, dominant aici este fagul, în această zonă. Îngrați un pic ce vedeți o căsuță așa, cam cum arată aici. Am observat că toate acestea care se fac așa, prin voința umană, nu sunt așezate. Uh-huh. Și atunci am zis, Dumnezeu va lua și va așeza lucrurile. Trebuie să avem răbdare. Și încet, încet au căpătat și un anumit vechi. Am văzut puteca asta, dar am zis, băi, prea multă iarbă, nu cred că e pe aici. De-ați zis că dacă n-ai cosit poteca?
Aici e oază. Aici e oază de liniște, de pace. Uite ce frumos. Doamne, dar nu vine să cred, am pășit ca într-o poveste aici. E un moment unic. Nu, mai rar. Da. Facem ouă prăjite. Cază era dispoziția voastră. În timp ce Andreea se ocupă de ouă la bucătărie, eu sunt responsabilă cu ceaiul. O să merg să caut câteva plante. Am văzut pe traseu coada șoricelului, sânziene, dar mi-a zis domnul că o să găsim și o tufă de mentă. Chiar mi-ar plăcea să bem un ceai de mentă aici. Uite, salată, brânză. Caș de oaie. Da, caș de la, uite, la băcut, la oi, că sunt oaie. La cerc, acolo unde v-am dus, acolo este semnal continuu. Acolo, deci... Este o deschidere mai mare. Da, aici mai opturează copacul ăsta. Fii atent ce forță are copacul ăsta, ce energie de aici. Câte vaci aveți? Astea trei. Trei vaci? De 30 de voi. Aveți și 30 de voi? Da. Și unde sunt? Pe aceea. Da. Uite că numai bine a venit la interviu acum. Da. Faci un pic de turism, am căzare, fac mâncare. Asta sunteți domnul Luca? Da. Păi era cât de ce să ajunge la noastră? Păi n-ați văzut cam semnul. Și... Da. Numărul de telefon, data viitoare promitem că vin. Da. Băi, nici nicio problemă. Mai înainte m-a sunat o fată, joi vine un grup. Oricum noi am filmat numărul de telefon. Și l-am lăsat pentru cei care vin aici să vă sune. Da, foarte bine. Foarte bine. Cunoscut. Da. Da, și le pregătiți o masă. Le pregătiți masă cu mâncare tradițională de aici. Ce le dați de mâncare turiștilor? Păi ce vreau, ciorbă, coleașă, cum zicem noi, mămăligă, cu ouă, cu cârnați, brânză friptă. Venim. Păi venim. Da, ne-ați convins. Gogoș, felul 3 sau glătite. Răspățare. La noi se mâncă bine. Ai câte locuri aveți? 10 de cazare. Păi în Ineliț mai sunt 12 oameni. Păi când am fost la școală, în clasa a doua eu la Ineliț. Asta cu pe acolo, dacă ați venit din partea așa. Când am fost în clasa a doua, am fost 32 de copii. Wow. În clasele 1-4 vorbesc, nu numai într-o clasă. Da, da. 1-4, că era atât a fost aceea, 1-4. Mulți. Mulți? Cum să nu fie mulți? Mulți. Un singur învățător. Și tot m-a ajutat de învățat carte. Taică mi-a zis ea, zice, că munca l-a creat pe om, dar nici lenea nu l-a omorât. Sau dacă mai deșea vorba, deși, dacă nu-i cum trebuie, bun cum este. Mulțumim mult, mulțumim frumos și ne vedem la toamnă. Să fiți sănătoși, vă aștept! Gata, super experiența cu întâlnirea cu localnicii de aici din sat. Domnul Radu e un fost călător care a decis să se mute acum câțiva ani. Este un om foarte profund, foarte, foarte spiritual și vă recomandăm să-i faceți o vizită, să vedeți micul colț de rai pe care și l-a format aici. Începem coborârea spre mașini, dar avem în față peisajul ăsta luminat de soarele ce se duce spre apus. Îmi aduc aminte că așa era și prima dată când am venit și chiar accentuează frumusețea locului această lumină. Ia uitați! Wow, îmi pare că peisajul se face din ce în ce mai frumos în lumina asta caldă. Bă, suntem mâncați, suntem băuți, dar cel mai mult, cea mai mare satisfacția mea e că mi-a făcut Andreea de la Hai Hui în două ochiuri. Bă, nu mă așteptam nici în visele mele să întâmple chestia asta. Și Ion, să știți că e un băiat de treabă. Thank you.
Din Cracul Mare coborâm pe marcaj cu punct albastru spre zona în care avem noi mașina, de fapt unde au lăsat ei mașina. Podul lui Soian, da, se numește, o să încheiem în stil mare, cu încă un poduleț peste râul Cernă. Da, încheiem în stil clasic, cum ne place nouă, gen circuit. Ne-am dus pe o parte și ne întoarcem pe alta. Ne-a băgat domnul Radu pe o scurtătură, din nou prin Bălării, dar n-am ce să zic, că peisajul este superb și mirosul ăsta al florilor. Da, din vorbă în vorbă s-a făcut 8 fără 20, nu mai bate vântul, de o atmosferă plăcută, că nu mai e nici zăpușeala aia. Puntea lui Stoian, un pod pe deasupra Cernei. A fost o zi superbă, cu peisaje superbe, floricele, natură în toată splendoarea. Am întâlnit oamenii frumoși, deschiși la dialog și, bineînțeles, am avut experiențe minunate alături de Andreea și de Ion, cu care am povestit destule, pentru că am avut destule de povestit și s-a creat așa o legătură foarte frumoasă între noi. Hai, noroc, bine te-am găsit! Noroc, bine v-am găsit! Oamenii ăștia au stat la hotel azi noapte aici. Am întrebat eu, dar domnule, un loc de cord? Da, cum să nu? Aici, la Vale, și ne-a dat un loc splendid. De tu trebuie să treci pe malul râului? Cernă. Ia zi, ce facem aici? Ce ai pătit? Ce ai pregătit? Le oferim Andrei și lui Ion, noștri. Da, invitaților noștri în seara asta, ceva autentic Heads in the Clouds, mâncarea noastră de toate zilele din călătorii, și anume paste. Ne-am instalat căsuțele ei acolo, noi aici. O să vă arătăm dimineața mai multe imagini, pentru că am ajuns târziu, am reușit să facem duș aici la cazare și am și gătit. Între timp mai povestim. Dar vă arătăm dimineață mai multe imagini. A gătit Cristina, nu noi. Noi suntem invitați, așa cum am spus, în seara asta. Și da, uite, bem, voi băieții beau bere și noi fetele bem un vin. Noroc. Roze. Noroc. Noroc. Și să ne mai întâlnim, că da, chiar a fost plăcere. Trebuie să revenim neapărat aici, în Ineleț. Da. La oamenii ăștia fabuloși. Doamna, cum ne-am și promis și noi, că noi ne-am promis de prima dată că vrem să revenim toamna, în peisajul toamnei. Uite, bravo, toamna. Tu îți dai seama cum arată? Da, super. Eu am asta, sper că nu v-am morbit. Era bine, mă, era bine. Și hai să mâncăm și să petrecem seara într-un mod frumos pe malul râului. Hai. Poftă bună! V-am pupat, ne vedem dimineața. Bună dimineața! Nu am cazat aici la hotelul ăsta, ci în curtea hotelului. Am găsit aici pe râu, prima dată am propus eu o pajiște aici și a zis, da, puteți să o ceți lângă râu aici. Uitați. Și vă salutăm din noul nostru dormitor. Într-un vlog viitor o să vă și arătăm ce mașină ne-am cumpărat, de ce am schimbat-o și avantajele noii mașini. Dar deocamdată vă lăsăm curioși pentru vlogul următor. Și haideți să vă arătăm și dormitorul haihuilor. Ia să vedem. Mamă, ce spațiu și aici! Am venit la pensiunea la Johnny, cuibul viselor, deoarece, bine, prin intermediul Andrei și lui Ion, pentru că ei au fost invitați, dar dacă am fost la pachet, am venit și noi. Domnul Johnny, proprietarul, a locuit în Australia și a văzut vlogurile și i-a invitat la un pahar de vorbă și ne-a invitat și pe noi la o masă, uite ce bine arată, o tigaie de pui și mămăliguță. Foarte bine. Și eu la fel. Și am auzit povești interesante. Inspiraționale. De... Stăm de aici de o oră și un sfert, vă zic exact. Tu ce ți-ai luat aici? Mi-am luat un păstrăv cu mămăligă și usturoi. Uite un pic cum arată. Și tu, Andreea? Shalou. Yummy. Arată foarte bine. L-am cunoscut și pe Mihai. Poți să zic Mihai, nu? Da. Și o să vă arătăm puțin și locația, pentru că este un peisaj super de jur împrejur. Acolo, peste drum, am dormit noi azi noapte. Asta e râul Cerna. V-am zis că are o priveliște foarte frumoasă de aici. Frumos, chiar frumoasă locația. Iar aici ai posibilitatea să stai în apă cu vedere la râu, apă termală.
So tell them how you choose Romania. How come you arrive here? Oh, so you know, during COVID on Facebook, they had this this thing called What You See From Your Window. Yeah. And there was just all these beautiful pictures people were posting of their homes and of their views. And so we thought, wow, we really got to come visit this place. I just found a national park and I looked at the relief map and found a place with mountains. And I said, well, let's find a little resort town. And we found, I found this one on map, and Sue contacted Johnny and the rest is history. So, here we are for a week. Ne-a făcut mare plăcere, a sosit și ceasul deși e două. Da, ne-am simțit am super. Interacționat în astea, era să zic două zile, dar a fost de fapt o zi, o zi. Nu? Doamne, o zi și o noapte. A trecut o săptămână de când ne-am văzut, chiar așteptăm revederea deja. Și am fost, ce mi-a plăcut mie e că n-am fost așa pe grabă, a fost totul natural, a venit de la sine. Tihnit, da, tihnit. Da. Nu cu, doar cu Cristina, eram acum, făceam al doilea traseu. Nu? Cu multe povești la mijloc, da, multe, exact. Cu oameni frumoși. Cine mai sunt de, da, de pânat amintiri? Am mai rămâne. Crema rămâne că mi-a făcut Andreea o ochiuri aseară la cabană sus la plouă. A, da, și cafea. Și Cristina paste, adică ne-am împărțit sarcinile. Aseară a fost cea mai bună bere, oricum, și cea mai așteptată. Da, bucegea, a ales-o el. Și de-abia așteptăm la toamnă să ne mai întâlnim în aceeași formație, în aceeași locație, că mai avem o grămadă de locuri de exploratări. Da, pregătim o surpriză, oricum. Rămâneți aproape de noi. Like, subscribe, un share dacă se poate. V-am pupat. Adios, la revedere. Gata, s-a încheiat întâlnirea noastră cu Andreea și cu Ion, Haihuindoi, și ne-am luat așa cu greu la revedere, chiar am rezonat foarte bine și ne-am bucurat că am avut ocazia să împărtășim experiențe eu și deja să petrecem ceva timp împreună. Da, eu deja am buzuit că vreau și eu Norvegia cu ei. Da. Noi oricum plănuiam cu motocicleta să ajungem cu motocicleta Capo Nord, Aprilia Capo Nord, s-o să ajungem la Capo Nord. La destinație, da. Dar o să vedem ce tură cu motocicleta o să facem în curând. Înainte de plecarea noastră din Băile Herculane, mai aveam pe listă încă de data trecută niște locuri și n-am apucat să le facem atunci și hai să sacrificăm ceva timp să facem acum. Și mai exact, un mic traseu spre Crucea Albă, de unde se deschide o priveliște frumoasă asupra văii și asupra Băilor Herculane. O să fie un traseu prin pădure, din câte am înțeles. Deci o să fie o oază de răcoare, sper eu. Din Băile Herculane este un indicator Crucea Albă și am mers pe drum până am dat de niște scări. Și la fel scrie Crucea Albă, 40 de minute. Vă arătăm imediat indicatorul că este în fața noastră, undeva acolo. Mi-a trebuit să ducem mașina într-o parcare să nu lăsăm chiar marginea drumului. Avem indicatorul acesta, Crucea Albă, 3 sferturi de oră. Pe aici se ajunge și pe vârful Domogled. Avem aici câteva informații despre acest traseu tematic, Crucea Albă. Avem de urmat marcajul turistic cu cruce albastră, avem o distanță de parcurs de 1,8 km și acest traseu face parte din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Dacă la Ineleț am mers prin Munții Cernei și am văzut pe partea cealaltă a voii Munții Mehedinți, ei bine, acum suntem în Munții Mehedinți și o să avem priveliștea spre Munții Cernei. Avem o perspectivă diferită. Și după un urcuș susținut prin pădure de vreo 25 de minute, cred, am ajuns într-un punct de belvedere. Se deschide valea frumos în fața noastră. Acolo jos vedem platoul Coronini, unde am dormit noi în prima noapte. Nu v-am filmat, pentru că am ajuns târziu și am plecat dimineața de vreme. E un platou foarte frumos, se vede stațiunea frumos și din punctul acela. Și mai avem puțin până la Crucea Albă. Muzică jos, veselie, piscină. Da, și din punctul ăsta se văd și băile austriece, Neptun. Poate dăm o fugă și înainte de plecare, să vă arătăm clădirea de jos. Ce-mi place copăcelul acesta cu puf. Prin Bulgaria am văzut foarte mulți. Știți voi să ne scrieți acolo cum se numește copăcelul ăsta? Am găsit și câteva informații interesante, să vi le citesc și vouă. Traseul până la Crucea Albă este unul dintre cele mai cunoscute, mai vizitate și mai frumoase din stațiunea Băile Herculane.
aflată pe un pinten stâncos la 529 de metri altitudine, chiar deasupra centrului istoric, Crucea Albă oferă unul dintre cele mai pitorești puncte de belvedere ale stațiunii. Traseul turistic era folosit în vechime de către oameni pentru a se deplasa de la Podeni la băile Herculane, iar pe timpul războaielor ca acces în locurile greu accesibile pentru retragere sau atac. La început, poteca trecea peste o prăpastie, pe o punte îngustă din lemn. Aici s-au întâmplat mai multe accidente mortale, care au dat naștere la zeci de legende. În amintirea victimelor din această zonă, a fost montată o cruce vopsită în alb pentru a fi vizibilă chiar și de jos din stațiune, din băile Herculane. De atunci, traseul a fost deviat, poteca ocolind zona unde a fost puntea. Pentru a trăi din nou vremurile trecute și pentru a oferi turiștilor o imagine panoramică deosebită, în luna octombrie 2021, administrația parcului Domogret Valea Cernei a refăcut vechea potecă și a montat o punte nouă din structură metalică, mult mai rezistentă și care oferă turiștilor două variante prezentate în această imagine. Deci noi avem două variante. Suntem aici, putem urca pe stâncă până la Crucea Albă și ne putem întoarce pe la puntea de lemn care este aceasta. Așa o să facem, nu? Frumos pe aici! Am ajuns la o zonă stâncoasă, chiar interactivă, cu cabluri. O urcare ce te ține așa în priză. Nu e o urcare mare, dar iată că face traseul mai frumos. Băi, ce priveliște frumoasă de aici de sus. Cascada Vânturătoarea, care a rămas pentru noi cea mai frumoasă cascadă din România. Avem vlog aici pe canal, o să vă punem linkul sus. Să-l vedeți sau să-l revedeți, mie mi s-a părut superbă cascada. Astăzi, puntea veche. Ha, ce tare! Se deschide frumos valea, vedem stațiunea, vedem și băile Neptun, de acolo de jos. Vegetația este foarte frumoasă, o vegetație așa mediteraneană, pot să zic. Sunt câteva stânci, formațiuni stâncoase interesante în fața noastră, iar puntea asta, puntea veche, este cireașa de pe tort. Știu că are o istorie nu tocmai plăcută și că aici au murit mulți oameni în trecut, deoarece era o punte mai șubredă, nu era punte din asta metalică, era pur și simplu din lemn. Dar, într-adevăr, pentru noi, astăzi, este un loc chiar interesant de văzut.
Nu este o punte foarte lungă. Mergi pentru 10 metri aproximativ. Dar cu siguranță un loc ce nu trebuie ratat dacă vii în zona băilor Herculane. Este o plimbare frumoasă, peisajul este superb, de ce n-ai veni aici? Aici sus, după cum v-am zis când am ajuns, am făcut ca un mic circuit. Am urcat pe la cabluri spre Crucea Albă și am coborât la punte. Puteți să faceți și în sens invers, să începeți cu puntea. Asta este după preferința fiecăruia. Da. Uitați, ca să vă mai arăt o dată, poate nu s-a înțeles. Noi suntem aici, în punctul ăsta am ieșit din traseul principal. Noi am urcat, aici sunt cablurile. Am făcut un popas și am filmat cu drona la Crucea Albă. Am coborât prin pădure la punte. Bineînțeles că îl poți face și în sens invers. Atenție când plouă, că este destul de alunecos traseul, la fel și urcarea asta. Cablurile te ajută într-adevăr, dar când plouă n-ai ce să faci, este foarte alunecos. Și iată că un panou informativ ne-a răspuns și la întrebarea de mai devreme. Scumpie sau Continus Cogiria, se numește copăcelul de mai devreme cu puful acela, scumpia este element submediteranean. În România apare la câmpie și coline, fiind frecventă în sudul Banatului și Dobrogea, precum și insular în Oltenia, Muntenia și Moldova.